Domnul antrenor, ce părere aveți de meciul de astăzi, meciul amical? Am întâlnit o echipă foarte bună, eu spun o echipă cel puțin de mediu de nivelul campionatului moldovenesc, o echipă care ne-a pus destule probleme, o echipă care nu ne-a lăsat să construim, o echipă care a făcut un pressing ultra-ofensiv deosebit de agresiv, dar intrând în joc destul de bine, eu zic că copiii noștri, mai ales țin să remarc că am început cu 11 jucători, toți fiind moldoveni, am intrat foarte bine în joc, părerea mea că am dominat jocul. Chiar dacă nu am marcat, a fost un joc foarte bun, un antrenament extraordinar de util. Mă bucură faptul că după 4 jocuri am primit un singur gol. Înseamnă că organizarea jocului începe să fie din ce în ce mai bine pusă la punct. De adevăr, nu suntem la 100% pregătiți. Părerea mea că suntem undeva la 80-85% ca și nivel de pregătire. Mai avem încă 5 săptămâni pentru a pune lucrurile la punct și cred că la ora primului joc vom fi la capacitate maximă. Astăzi, în primii 11, au fost 3 jucători la vârstă, așa să zicem, under 20, până la unii din ei 18 ani, 19, 20 de ani. Deci le vedeam în prima echipă, în lotul de start, mai mulți și mai mulți tineri. Cum lucrează ei și sunteți mulțumiți de ei? Sunt foarte mulțumit de nivelul pregătirii. La momentul actual există o simbioză extraordinar de pozitivă, de bună între jucătorii cu experiență și cei tineri. Cum am spus și eu la conferința de presă, este extrem de important ca cei cu experiență să se treagă lângă ei pe cei tineri și astfel putem să realizăm lucruri mari. Ce scopuri este la voi personal și la stafful tehnic în perioada ce care a rămas până la startul campionatului? Mai aveți de jucat minim trei amicale. Ce scopuri concrete sunt puse pe perioada rămasă? Trebuie să punem la punct relațiile de joc. Aici mai avem de lucrat. Părerea mea, și partea ofensivă, chiar dacă, după cum spuneam, am primit un singur gol timp de 4 jocuri, ceea ce denotă o organizare foarte bună. Am și marcat destul de puțin, am marcat doar 3 goluri, dar asta ne pune pe gânduri și ne dă temă pentru a lucra mai mult pe partea ofensivă, pentru că noi am pus un mare accent și pe partea defensivă, în primul rând să nu primim gol. Vom lucra mai mult pe partea ofensivă, mai mult pe partea de individualizare, de execuții, pentru a pune la punct aspectul ofensiv și de finalizare. O întrebare de meciurile viitoare oficiale care le avem, o întrebare de la fani. Ei spun că trebuie să ne câștigăm numai 3 meciuri ca să luăm Cupa Moldovei și să mergem în cupele europene. Da, noi ne dorim și staful, și echipa, și partea administrativă, toată lumea, toți suntem focusați pe acest aspect. Sunt două variante, două obiective majore pentru noi, și anume Cupa Moldovei, pe care noi căutăm pas cu pas să câștigăm, sfertul de finală, semifinală și finală. Sper să ajungem și îmi doresc foarte tare ca obiectiv personal. Și campionatul pe care îl pregătim acum. Noi sperăm ca la ora primului joc, exact cum am spus, la 1 aprilie să fim foarte bine pregătiți, să fim pregătiți și de campionat și imediat pentru sfertul de finală care îl vom juca cu Zarea. A fost decizia luată că toate meciurile echipei noastre se vor juca în nou sezon numai pe Arena Zimbru, numai pe stadionul principal. A fost o inițiativă să nu mai discute să joace pe terenul Zimbru 2 sau... Ați venit dumneavoastră cu această inițiativă sau cum s-a discutat? Da, am cerut în momentul în care mi s-a propus să mă implic la echipa de seniori, am cerut acest lucru, să jucăm pe arena principală, pe teren de iarbă, pentru că acest lucru va motiva foarte tare, mai ales pe jucătorii tineri și pe cei cu experiență, dar acest lucru cu siguranță va aduce și mai mulți spectatori în tribună, ceea ce ne dorim. Să fie o atmosferă bună, să facem un spectacol, să producem fotbal, să aducem și rezultate și astfel să vină lumea către noi, către sport, să aducem copiii către sport și către fotbal.